În această dimineață, Deva s-a trezit la viață după o vară liniștită și caniculară. Forfotă mare pe străzile aglomerate de mașinile care circulau bară la bară, dar și pe trotuarele pline de culoarea buchetelor de flori pregătite pentru profesori și învățători. Astăzi, 9 septembrie, la orele 8 ale dimineții, toate drumurile din Deva duceau la școli și la Colegiul Național Decebal din Deva, unul dintre cele mai apreciate unități de învățământ din țară. Peste 1200 de elevi însoțiți de părinți sau bunici au participat în această dimineață la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Începem anul școlar cu emoție, ca de fiecare dată, pentru că ne reîntâlnim cu foști elevi, ne întâlnim cu viitorii elevi, cei mai mici școlari din clasele pregătitoare, din clasa a 5-a, din clasa a 9-a, ne reîntâlnim cu colegii profesori și aceste revederi sunt încărcate de emoții. Școala este pregătită pentru nou an școlar. Chiar zilele trecute, școala a fost dotată cu echipamente IT de ultima generație, pentru că facem parte dintr-un proiect finanțat de prin PNRR, un proiect care a fost aplicat de către Primăria Municipiului Deva pentru toate unitățile școlare din această unitate administrativ-teritorială și școlile deja au primit echipamentele IT. Le montăm în sălile de clasă și elevii vor putea beneficia de echipamente de ultima generație. Așadar, suntem pregătiți pentru un nou an școlar. La Colegiul Național Decebal sunt angrenate în educația copiilor, de la grădiniță și până la ultima clasă de liceu, un număr de 87 de cadre didactice și alte 30 de cadre auxiliare și nedidactice. Un nou an școlar, 2024-2025, foarte bine. Așteptăm să ne întoarcem la școală și noi și elevii, după o vacanță consistentă și probabil suficientă, și așteptăm să mergem mai departe așa pe calea științei cu elevii. Fiecare an este o nouă provocare frumoasă pe care sigur că o ducem și noi și elevii noștri. Avem un curriculum interesant, avem manuale noi, avem regulamente noi și cel mai important, disponibilitatea de a face lucrurile așa cum trebuie. Emoțiile începutului unui nou an școlar nu au vârstă și cresc în intensitate, mai ales când este anunțat un an școlar cu o sumedenie de noutăți. Suntem puțin emoționate, într-adevăr, e ceva nou, dar în același timp cred că va fi un an bun și suntem entuziasmate, fiind și ultimul nostru an, cred că va fi un an bun și productiv. Se pare dificil, ți se pare greu, vi se îngrădesc niște libertăți, niște drepturi, dacă nu mai veniți cu blugi rupți sau nu veniați nici până acum? Nu, adică cel puțin eu n-am venit niciodată cu blugi rupți, foarte rar poate dacă s-a întâmplat. Nu mi se pare că e un regulament atât de greu de respectat sau cineva să facă o criză mare, că mai ales elevii, mai ales fetele, din cauza acestui regulament. Telefoanele? Da, acolo o să fie un pic mai greu, n-am să mint, pentru că suntem o generație care efectiv cu telefonul meu la 24/7, dar eu zic că o să se poată, adică nu mi se pare imposibil. Nicole, nerăbdătoare să se reîntâlnească cu foștii colegi de clasă, s-a trezit cu noaptea în cap ca să-și facă o coafiură inedită, dar în același timp decentă, pentru prima zi de școală din acest an. Cum te simți astăzi? Super! În afară de faptul că ești frumoasă, în rest, bucuroasă? Foarte bucuroasă! Da. Doi prunci la școală. Doi prunci la școală, încrezător că vom avea un an de succes. Unul este în clasa a 3-a, celălalt în clasa a 5-a, începe cu un diriginte nou și sperăm că vor avea rezultate foarte bune. La fel de emoționat ca și copiii. Da, cred că mai tare. Mari emoții, urmăm să începem. Alții mai în clasa a 2-a, alții cu grădinița, fiecare cât după ani. Doi. Doi? Da. Și? Greu? Nu.
Cea mare este în clasa a doua și abia așteptat să revină. Da? Și cea mică? Cea mică avem doar un anișor, ne pregătim de creșă doar. Urmează să venim din nou aici. Deci peste... Peste 2 ani începem peste și aici. Peste 2 ani cu 3. Da. Ca întotdeauna, prima zi este dedicată poveștilor din vacanță și bucuriei revederii. Seriozitatea studiului abia de săptămâna viitoare. Cum e prima zi? Bine, mergem la cartofuserie. Mâncăm pe gratis. Da. Atât? Da. Numai la mâncare? Mâncare, după aia sport și acasă. Cărți, caiete, pregătiri? Nu prea? Nu. De ce? Nu vă place curicula, așa-i? Nu vă place programa, așa-i? Ce-ți place cel mai mult la școală? Pauza. După festivitatea de deschidere a noului an școlar, elevii s-au grăbit să intre în sălile de clasă.